Hey! Eu n-am avut foarte multe relații la viața mea, pentru că eu am o problemă, am anxietate foarte mare. Și ce anxietate mai exact e momentul ăla în care îți faci probleme de ampulea când nu ai. Stai acasă și eu, probleme, să mă apulă. Și panică, și stres, și transpirație, și na. Și e foarte dificil să agăți o femeie cu chestia. Uite, vă dau un alt exemplu. Dacă eu stau acasă și nu e niciun documentar despre păsărele la televizor, stau și mă gândesc așa, cum ar fi să vină un bogătaș la mine, să-mi dea cheile unui Lamborghini, să-mi zică ăsta e al tău de astăzi. Și inițial, în capul meu, mă bucur, știi? Sunt, băi, ești nebun? O să am un Lamborghini. Iuhu! Cât pula mea impozitul la Lamborghini? Și asta e anxietate, o tâmpenie. Și ideea este că încerc, ca să vă dați seama cum e să agăți cu anxietate, eu dacă mă duc la o femeie, mă duc la ea, îi spun bună, ea îmi spune bună înapoi, îmi zâmbește și în capul meu intervine anxietatea care zice ce căca făceam cu mâinile, mă? Ce dracu faci cu mâinile când nu faci nimic cu mâinile? Unde, ce, stai, ce faci cu ele? Le pui în buzunar? Nu le pui în buzunar, le ești vagabond. Ce dracu faci cu mâinile când nu faci nimic cu mâinile? Și intervine raționalul, care raționalul vine acolo și încearcă să calmeze anxietatea și să rezolve problema și vine, bă, n-am zis nimic femeii astea de 20 de secunde. Hai dracu să zicem ceva, hai să plecăm, hai să facem ceva, că stăm cu bala la gură și ne uităm ca proștile. Hai dracu să facem ceva, să acționăm cumva. Și anxietatea e, coaie, nu știu ce să fac cu mine, ce căcat faceam noi cu mine, ce facem cu ele? Și asta e în capul meu, știi, că eu pe afară sunt ceva de genul ăsta, stai așa. Și astea nu-s trăsături de alfa male. Vă zic sincer că nici o femeie de aici din sală nu s-a uitat acum la mine și a zis, mamă, cum dă băiatul ăla din mâini, du-te în pula mea, vino la mama. Nu. Și foarte dificil, eu am descoperit totuși remediul, a funcționat pentru mine, nu știu dacă aveți anxietate, dacă funcționează și pentru voi, dar eu am descoperit remediul pentru mine, am fumat iarbă. Pentru că în momentul în care fumezi iarbă, în capul tău nu mai sunt două personalități care se ceartă, nu mai anxietatea și raționalul care au o dispută, nu? În cap toți doi drogați. Și doi drogați se înțeleg absolut oricând. Pentru că eu am fumat, m-am dus la ea, i-am spus bună, ea mi-a spus bună înapoi, mi-a zâmbit și în capul meu era următorul dialog. Era anxietatea care era ceva de genul ăsta. Coaie, nu știu ce să fac cu mâinile. Și a intervenit raționalul, care și raționalul era acolo și era. Care mâini cu aia? Care mâini? Bă, aș mânca ceva dulce. Păi și aș mânca, mă, ceva dulce. Hai, mă, să mâncăm ceva dulce. Auzi, mă? O invităm și pe fata asta? Hai, mă, să invităm și pe ea, că e simpatică. Auzi, mă? Tu crezi că o futem? Coaie, dacă o futem, eu nu știu ce să fac cu mâinile!